fost o acțiune de salvare dificilă care a durat aproape 12 ore, majoritatea pe timp de noapte. Au fost doi turiști, tată în vârstă de 73 de ani și fiică, care au fost surprinși de furtună la coborârea din vârful Moldoveanu. Datorită ecuizării n-au mai putut să meargă, s-au dăpostit în bordelul ciobanilor, în cadarea de sus a Văii Rele. Echipa de prim răspuns a ajuns la ora 1 la ei. Am așteptat până la ora 5 dimineață ca să-și revină și să putem coborâ. Și acum este ora 9:30 și am ajuns la Castelul al Bucurnei. Urmează să mergem la Timișoara. Coborâm cu turiștii din bordeiul de sub vârful Moldoveanu. Este viscol. Acolo e vârful Moldoveanu. Ne îndreptăm spre podul Văii Rele. Suntem în căutarea trei turiști care au fost surprinși de furtună la coborârea din vârful Moldoveanu și au rămas în căldarea de sus din Valea Rea. Suntem sus între budurii Văii Rele. Echipa de prim răspuns de la Nucșoara, Valentin Retevoi și Cristi Băncescu.